Consilierii locali din Deva s-au întrunit joi în ședință extraordinară și au aprobat în unanimitate trei hotărâri privind participarea municipalității la dezvoltarea rețelelor de apă și apă uzată din județul Hunedoara, proiect cunoscut ca Master Planul de Apă și Canalizare. Contribuția Unității Administrative Teritoriale Deva la acest master plan este de peste 840.000 de euro, iar reprezentanții municipalității cred că prin acest proiect nu doar că se vor moderniza rețelele de apă și canalizare, ci va crește și calitatea vieții locuitorilor din reședința de județ. A fost o ședință de îndată cu trei proiecte foarte importante pentru populația OAT-ului și a fost vorba de tot ce înseamnă de la studii de fezabilitate până la aprobarea strategiei de a aduce îmbunătățiri și a înnoi rețeaua de apă potabilă și ape uzate pe teritoriul municipiului Deva. Este un proiect cu o valoare de 842.000 de euro, par contribuția orașului. Noi ne bucurăm, colegii au votat foarte rapid și asta înseamnă că ne vom moderniza și vom îmbunătăți calitatea vieții a cetățenilor din Deva. Suma care va fi plătită va fi cuprinsă eșalonat în bugetul municipiului Deva în perioada 2022-2028.